ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit! Astăzi vom vorbi despre o descoperire românească în domeniul ozonificării uleiurilor esențiale. Despre ce este vorba, rămâneți alături de noi, pentru că veți afla imediat de la invitații mei speciali de astăzi, domnul dr. Costin Militaru. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Și domnul Daniel Hangalu, bună ziua și dumneavoastră, bine ați venit! Bună ziua! Domnule Daniel Hangalu, aș începe cu dumneavoastră prin a vă întreba până la urmă care este diferența între uleiul ozonat și neozonat, cel normal. Prin ozonificare se realizează până la 2,5 cm pătrunde această substanță activă în interiorul organismului. Că pătrunde în mușchi, că pătrunde în încheietură, că pătrunde subcutanat, acest lucru asigură o foarte bună absorpție. Și iarăși un lucru foarte interesant este că se obține și un efect local de ozonoterapie. Practic, prin această ozonificare crește de aproximativ 10 ori eficiența unui ulei. De fapt, brevetul de invenție pe care îl avem noi în acest moment în firmă se referă tocmai la această ozonificare a uleiurilor esențiale. Aceasta este marea descoperire, creșterea de 10 ori a eficienței absorpției uleiurilor esențiale. Ce vreau să vă spun este că este o invenție 100% românească și este unicat nu numai în Europa, este unicat pe plan mondial. Prin aceste produse pe care noi le-am lansat anul acesta în România, există un foarte mare interes și pe plan extern. Deci sunt foarte multe țări care în acest moment doresc să importe din România această tehnologie și noi suntem foarte încântați de efectele pe care le obținem. Toate studiile pe care le-am făcut au demonstrat acest lucru, această creștere foarte mare a eficienței absorpției substanțelor active. Bun, haideți să vedem, domnule doctor Militaru, ce afecțiuni pot fi ameliorate cu ajutorul acestui ulei ozonat. Având în vedere că vorbim despre un extract de CBD, afecțiunile principale care pot fi ameliorate, care putem folosi aceste uleiuri ca terapie adjuvantă, sunt afecțiunile în care intervine durerea. Da? Poate să fie durere osoasă, poate să fie durere musculară, poate să fie o durere vegetativă. Prin, cum spunea și domnul Hangalu înainte, prin ozonificare asta, absorția la nivelul tegumentelor, pentru că trebuie să specificăm faptul că aceste uleiuri se folosesc extern, deci sunt niște uleiuri pe care le dăm pe piele, prin absorția prin tegument datorită ozonidelor, practic toată substanța activă din uleiul respectiv ajunge în circuitul sanguin și se duce acolo unde ea trebuie să lucreze. Uleiul CBD are o proprietate foarte interesantă pentru că el funcționează pe un sistem al organismului care se cheamă sistemul endocannabinoid, care are rolul de a regla în primul rând sistemul metabolic și sistemul imunitar al organismului. Și prin reglarea acestor două mecanisme, organismul nostru funcționează, ajunge să funcționeze normal. Înțeleg de la dumneavoastră, domnule doctor, că dacă o persoană are o afecțiune a ficatului, se poate unge în zona respectivă, da? Și îl ajută în felul acesta. Deci putem vorbi și de afecțiuni grave și mai puțin grave? Da, putem. Folosind acest sistem endocannabinoid care se găsește în organismul nostru, teoretic am putea folosi aceste uleiuri pentru orice afecțiune. Da? Bineînțeles, trebuie să înțelegem că e panaceu universal acest ulei și acum dacă avem, indiferent de patologie, trebuie să luăm uleiul ăsta și o să ne facem bine. Da? Dar el funcționează, combinat cu ozonul, funcționează foarte bine, mai ales pe partea de durere, și ozonul mai are și o proprietate bacteriostatică, adică omoară microbii care se află pe tegument. Deci, practic, un ulei într-o rană, un ulei ozonificat cu CBD într-o rană deschisă, va ajuta la refacerea țesuturilor mult mai rapid decât în mod normal. Spuneți-mi, pentru o persoană care are un tratament prescris de către medicul specialist, poate merge în paralel și cu un astfel de remediu? Răspunsul e da. Cu precauții. CBD-ul are proprietatea de a potența efectul altor medicamente, atât efectele benefice cât și efectele adverse. Și asta trebuie văzut foarte bine. O metodă cumva de precauție ar fi distanțarea în timp a acestor administrări, adică să luăm ori medicamentele, ori ungerea cu ulei, să fie o perioadă de o oră, două înainte între ele. Domnule Hangalu, sunt contraindicații?
Practic, ele nu au efecte adverse. Cel puțin noi nu am constatat până în acest moment niciun fel de efecte adverse. În cazul afecțiunilor reumatice, ele sunt extrem de multe. Absolut. Spuneți-mi, cum se administrează atunci când persoana are durere sau ar trebui de 3 ori pe zi, de 5 ori pe zi și cât timp pentru a obține ideal un rezultat? Ideal ar fi să folosească de 3 ori pe zi. Și ca și eficiență, v-am spus, apare rezultatul imediat, se simte un efect de calmare, dar ar fi bine să folosească o perioadă de 3-6 luni pentru efecte de durată. Dar voiam să mai dau un exemplu legat de rapiditatea cu care acționează aceste luiere ozonate. În momentul în care suferi o arsură, deci s-a întâmplat soției mele, a căzut fierul de călcat pe partea aceasta foarte sensibilă a mâinii. În momentul în care și-a dat cu uleiul ozonat, full spectrum, în 2 minute a dispărut durerea și în aproximativ 2 ore și jumătate nu mai era nici roșie pielea. Nu mai vorbim de faptul că nu s-a mai umflat, nu a mai apărut fenomenul de cicatrizare, să rămână urme. Pur și simplu ca și când nu ar fi fost nimic. Un efect foarte, foarte rapid și foarte puternic. Deci este eficient în cazul rănilor, da? Nu numai răni. Deci arsuri, răni? Absolut. Și durere reumatice. Mă întrebați de modul de aplicare. Deci el este suficient. Produsul este dotat cu un pulverizator. Se dă un puf și se întinde foarte, foarte bine. Timpul de absorpție este undeva cam la 2 minute. El se poate aplica pe orice zonă, pentru că se poate, dădeați noastră exemplu cu ficatul. Într-adevăr, deși ficatul este un organ intern, dacă se dă în zona ficatului, prin această absorpție la 2,5 cm, practic ajunge în zona organului bolnav. Bun. Substanța. Acum, fiind o bogată sursă... Dacă îmi permite, vă rog, domnule doctor. M-aș întoarce la întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de efectele adverse și vreau să înțeleagă oamenii că există totuși un efect advers la aceste uleiuri, este cel alergic. Adică nu trebuie întâi să testăm alergia la produsul respectiv. Îi se întâmplă foarte rar, dar nu trebuie să o scoatem din calcul. Spuneți-ne cum testăm. Pur și simplu, deci punem o picătură aplicăm și într-o vedem anumită dacă, zonă. Dacă după o perioadă, nu știu, 30, 40, 50 de minute, o oră, nu avem niciun fel de reacție, nicio iritație, nicio înroșeală la piele, nicio mâncărime, atunci putem să dăm cu încredere pentru că organismul l-a tolerat normal. Dacă apar reacții de genul ăsta, e clar că asta e o reacție alergică și va trebui să îndepărtăm. Asta este valabil vis-a-vis de orice medicament. Bineînțeles, și de orice bineînțeles, se întâmplă. Dar, da. Oamenii trebuie să fie conștienți, chiar dacă să e un fie produs în cunoștință de cauză. 100% natural, 100% organic, există acest risc de apariția alergiei. Bun. Acum, știind că este o bogată sursă naturală de acizi grași omega 3, 6, 9, care are foarte multe proprietăți, precum antiinflamator, antioxidant, înțeleg că ajută în foarte multe afecțiuni și aici v-aș ruga, domnule Hanganu, haideți să le luăm pe rând. Deci, practic, o afecțiune a pielii. Bun. Aici deci, ar trebui... Am vorbit de formele reumatice sau de orice formă sigur. A... reumatică, da? Deci aici aproape în toate formele de reumatism efectul este foarte, foarte, foarte bun. V-am spus, pe lângă calmarea durerii, poate să apară în timp și regenerarea, ceea ce este foarte, foarte interesant. Vorbim iarăși de un efect foarte interesant legat de, hai să spunem, bolile neurologice. Se pot folosi aceste uleiuri ozonate cu rezultate foarte bune pe ceea ce înseamnă reglarea sistemului nervos. Și aici vorbim de boli de la boli foarte grave, vorbim de Parkinson, vorbim de Alzheimer, vorbim de epilepsie și mergând pe efectul mai banal, să spunem, de antistres. Rezultatele foarte interesante sunt legate de acest antistres, pentru că trăim într-o lume modernă în care stresul este, deși el nu este definit ca și boală în momentul acesta, de fapt el este la originea celei mai mari patologii, părți din patologia pe care o întâlnim în acest moment și vreau să vă spun că efectul antistres este fabulos. Deci am avut un studiu pe care l-am făcut într-o companie foarte mare, nu cred că am voie să dau numele companiei, la care au participat 500 de voluntari, să spunem, într-o perioadă foarte agitată, atunci când era o închidere de ani, când întotdeauna stresul este maxim într-o companie. Și vreau să vă spun că efectul antistres s-a manifestat pe 5 direcții foarte clare. Pe de o parte a apărut o relaxare la nivelul întregii, deci toți au raportat că sunt foarte relaxați. În cazul acestor afecțiuni și în cazul depresiei, să spunem, a stresului, unde ne ungem, în ce zonă? În general trebuie în zona frunții și a tâmplelor să ne ungem.
Dar el se poate pulveriza și bucal, ține 3 minute și după care se poate scuipa. Deci este o administrare bucală, dacă se dorește acest lucru, pentru rezultate mai bune. Dar să revin un pic la partea cu efectele antistres pe care l-au constatat. Deci pe lângă această relaxare și o mai bună comunicare între colegi, au apărut rezultate foarte interesante legate de reglarea tulburilor de somn. Majoritatea dintre ei aveau în perioada acestea încărcate mari tulburări de somn. Insomnii, dormeau foarte puțin și foarte agitat. După 2 săptămâni, toți au raportat reglarea somnului și rezolvarea problemelor legate de insomnie. De asemenea, un lucru interesant a fost legat de îmbunătățirea relațiilor în familie. Faptul că nu mai erau atât de stresați de la servici s-au îmbunătățit foarte mult relațiile în familie. Deci acesta este exemplu, să spunem, banal, pe stres. Dar există în acest moment studii foarte interesante și multe dintre ele sunt făcute în Statele Unite legate de efectele, spre exemplu, e un caz celebru, Charlotte Webb, unde practic s-a reușit tratarea unui caz foarte grav de epilepsie cu acest CBD. De asemenea, studii făcute pentru tratarea Parkinson. Am chiar un partener dintr-o firmă a mea care folosește în acest moment pentru tratarea Parkinson de 1 lună și jumătate și e prima dată când nu-i mai tremură mâinile după 1 lună și jumătate. Deci este un domeniu extrem de vast și cu efecte foarte, foarte interesante și foarte studiate în acest moment. Este, dacă vreți, planta momentului în lume. Sunt foarte multe studii care se fac în toată lumea pentru că ea a fost o mare parte din timp neglijată, această plantă. Și acum îi se descoperă foarte multe efecte pozitive, iar noi prin această ozonificare venim și multiplicând de 10 ori efectele substanțelor active. Rezultatele sunt uimitoare pentru toți cei care participă la aceste studii, chiar și pentru noi care suntem producătorii. Continuăm să ne minunăm de fiecare dată când ne vin aceste studii și vedem rezultatele foarte bune pe care le obținem. Domnule doctor Militaru, știm cu toții că pe fondul unei imunități scăzute putem contacta ușor un virus sau ne putem trezi, din păcate, cu o afecțiune, poate ceva mai gravă. E cam greu de controlat acest sistem imunitar, să-l ținem în valori normale. Se poate face ceva în acest sens? Se poate. Eu nu sunt adeptul terapiilor preventive așa fără sens, dar așa cum spunea și domnul Hanganu, în momentul în care există o predispoziție la scăderea imunitară și exemplu cu stresul din companie poate fi luat ca atare, da, atunci putem să încercăm să facem o terapie preventivă, pentru că una din proprietățile principale ale CBD-ului este cea de imunomodulator. Deci practic ne reglează sistemul imunitar și ne ajută să luptăm în situații limită cu microbii, cu virus și cu bacteriile, chiar inclusiv cu celulele canceroase. Domnule Hanganu, am vorbit iată despre afecțiunile reumatice, despre eficiența în bolile de piele, în bolile, mă rog, ale stresului, să le spun așa, ca să nu le mai dau denumirea. Haideți să vedem ce alte afecțiuni, precum bolile cardiovasculare, o afecțiune a ficatului, cum spuneam, te poți unge în zona respectivă, sau a rinichiului, nu? A pancreasului, de ce nu? Sigur, sigur, sigur. Vreau să vă spun că noi în acest moment încercăm să facem studii științifice. Încercăm să ne bazăm tot ceea ce facem pe studii științifice. În general, în lume, în acest moment, se merge pe o studiere cât mai științifică a acestor uleiuri ozonate. Și un alt exemplu foarte interesant pe care aș vrea să vi-l dau este legat de anumite, hai să spunem, afecțiuni nu atât de grave, dar care au un disconfort. Vorbim despre celulită, vorbim despre riduri, vorbim despre psoriazis. Da? Sunt, deci, dermatocosmetic, exact, înțeleg. Sunt foarte multe, foarte multe, hai să spunem, nu le-aș spune afecțiuni. Creează disconfort, deși psoriazisul este o problemă și produsele, avem un produs chiar specializat pentru așa ceva, cu rezultate foarte interesante. Ceea ce mă uimește pe mine, ca să vă faceți o idee de ce sunt eu atât de încântat, în momentul în care Organizația Mondială a Sănătății raportează niște studiile făcute pe niște medicamente chimice, rata de succes este undeva, dacă este peste 50%, este bine. Noi avem în general peste 85% rata de succes, ceea ce ne situează la un nivel foarte, foarte ridicat al rezultatelor pozitive. Spre deosebire de medicamentele chimice, suntem la o rată de ameliorare
foarte, foarte ridicată. Sigur, nu suntem la 100%, cred că nimeni pe planeta aceasta nu poate atinge 100%, dar în momentul în care atingi 85%, deja este un procent foarte, foarte ridicat. Categoric. Domnule doctor, dacă o persoană a suferit o intervenție chirurgicală și urmează un tratament cu chimioterapie sau radioterapie, ar fi indicat să folosească și un ulei ozonat? Da, este foarte indicat pentru că s-a demonstrat științific, americanii au demonstrat că extractul CBD reduce efectele, le reduce până la eliminarea efectelor secundare ale chimioterapiei și mă refer la efectele organice, cum ar fi, nu știu, amorțeala pe care o ai la extremități dată de chimioterapie, starea de vomă pe care ți-o dă chimioterapia prin intoxicarea pe care o produce, starea de nervozitate, somniile și faptul că îți crește pofta de mâncare și starea de bine. Deci trebuie să înțelegem că uleiul ăsta, extractul de cânepa face un cumul de funcții. Prin faptul că ne simțim mai bine, mâncăm mai bine, dormim mai bine, gândim mai bine, organismul începe să lupte alături de celelalte lucruri pe care noi ne le administrăm. Și toate chestiile astea, practic, este ligantul acesta în rezolvarea unor probleme. Da? Asta este modul de acțiune al uleiului. Este foarte bun, vorbeați de chimioterapie, inclusiv pe partea de durere oncologică. Da? Proprietățile antiinflamatorii sunt foarte bune, iar administrarea ori o bucală, practic cum ar fi apa de gură. Da? Ne clătim 2-3 minute cu uleiul respectiv și apoi scuipăm. Absorția din mucoasa bucală este foarte rapidă, nu mai trece prin bariera hepatică și se duce direct în sânge și ajunge să calmeze durerile care apar. Deci pentru cei care au suferit o intervenție chirurgicală se pot unge în zona, da? Se pot unge în zona și, cum spuneam mai devreme, prin cele trei proprietăți pe care le are, rata de refacere a țesutului crește prin proprietățile antibacteriene și de refacere a țesuturilor și prin scăderea durerii ne crește starea de bine, ne crește mobilitatea, ne scade disconfortul și ajutăm inclusiv prin asta ajutăm organismul să refacă. Am să-l rog în finalul întâlnirii noastre de astăzi pe domnul Hanganu, din vasta dumneavoastră cazuistică, să ne mai dați câteva exemple. Da, aici mi-e greu să aleg din foarte multele exemple. Eu sunt un pasionat al cifrelor. Aș completa ce a spus domnul doctor de adineauri, faptul că am avut niște cazuri de arsuri foarte grave, unde rata de vindecare a fost cu 50% mai rapidă. Iar cicatricile au dispărut, ceea ce este extraordinar. Noi suntem foarte, foarte încântați de rezultatele pe care le obținem cu aceste rate foarte rapide prin care arsurile se vindecă. Și iarăși v-aș da un exemplu foarte, foarte interesant legat de, vă spuneam și de acest psoriazis. Psoriazisul este o afecțiune foarte, foarte păcătoasă, care se vindecă, are perioadă de remisiune. Vreau să vă spun că rezultatele au uimit pe toată lumea. Noi în momentul acesta suntem în discuții foarte avansate cu două firme foarte mari din Canada și Statele Unite pentru a intra pe piața de acolo și mostrele pe care le-am trimis pentru studii, vreau să vă spun că oamenii au spus, domne, este aur curat, nu cumva să divulgați secretul cuiva, vrem exclusivitate pentru piața americană, pentru că spre deosebire, haideți să spunem de ce se întâmplă la noi, unde oamenii sunt foarte sceptici.
Acolo există... Bine, avem și noi să ne lăudăm, iată, cu ceva, cu o descoperire românească, așa este, da? Așa este, dar vorbim despre ce se întâmplă în rândul, în marea masă a pacienților. Oamenii sunt destul de sceptici. Acolo, în momentul în care ei sunt învățați să lucreze pe aceste studii științifice foarte mult, în momentul în care o autoritate științifică de acolo vine și spune ok, noi am demonstrat că acest produs face lucruri deosebite într-o afecțiune sau alta, în momentul acela deja este o acceptare aproape quasi totală. Ceea ce la noi nu se întâmplă chiar în acest termen. Dar noi suntem foarte optimiști. Acum noi încercăm să menținem pentru piața din România produsele pe care le avem pe piață în acest moment, le menținem la un preț mai scăzut pentru piața din România. Aceleași produse care se vor găsi sub o altă denumire comercială pe piețele occidentale, pe Statele Unite, vor fi cam de 3-4 ori mai scumpe față de produsele care se găsesc în acest moment pe piața din România. Dar suntem români, încercăm să ajutăm cât mai mulți oameni și încercăm să menținem aceste prețuri. De asemenea, o afecțiune iarăși foarte, foarte gravă pe care noi am constatat efecte miraculoase este parodontoza. Vreau să vă spun că nu vrem să folosim cuvinte mari, dar în momentul în care vine un profesor universitar și îți spune că după 2 săptămâni s-a oprit retracția gingivală și că nu-i vine să creadă și ne întreabă ce a spus în uleiul, domnule, este doar ulei ozonat cu CBD și ulei de cânepă cu ozonat cu CBD și sigur mai are niște uleiuri esențiale. Oamenii sunt foarte, chiar cei care văd rezultatele nu le vine să creadă. Vin și spun, nu pot să cred așa ceva. Să vă mai dau un exemplu foarte interesant. Într-o bancă din România unde avem niște conexiuni personale, unul dintre managerii de acolo avea probleme foarte grave de insomnie. Deci el de vreo 7-8 ani nu mai reușea să doarmă o noapte mai mult de 4-5 ore pe noapte. Și i-am spus, ok, uite, încearcă uleiul ozonat cu CBD și ne spui cum te simți. Nu, era o persoană foarte sceptică. După 2 zile ne-a sunat și ne-a spus, mai dați-mi, vreau să-mi fac stoc să am pentru 10 ani. Stai liniștit că nu dăm faliment în 10 ani, tot aici stăm și peste 10 ani, o să-ți dăm produse. Deci omul acesta, după 2 zile, a ajuns să doarmă 8 ore pe noapte. A zis că nu i s-a mai întâmplat așa ceva. Și tot acest director de bancă i-a dat unei colege pentru că avea dureri de cap. Nu ne-a întrebat pe noi dacă este eficient pe migrene. I-a dat pur și simplu. Ei, vreau să vă spun că nici noi, care eram producătorii, nu știam că are efect antimigrenos. Deci după ce persoana respectivă și-a luat 2 pufuri de ulei, i-a dispărut migrena ca prin minune. Deci și noi, care suntem producătorii, ne minunăm în fiecare zi de ceea ce constatăm ca și efecte extraordinare. Și, repet, acest efect apare prin această ozonare. Faptul că această absorpție se îmbunătățește de 10 ori, deja sunt lucruri pe care nu le-au cercetat nici americanii, nu le știu atât de bine, pentru că ei au folosit uleiurile neozonate pentru studii. Acum le-am dat uleiurile ozonate și oamenii rămân uimiți de ceea ce constată. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate. Mulțumim. La revedere. La revedere.